Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de Zupa, un episod special în care vom face pe Vulpea Nyx 1000 de trofee, cum am făcut și în episodul trecut pe Bruce 1000 de trofee. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare, să facem la acest episod peste 5000 de like-uri dacă se poate și dacă vreți să mai susțineți seria de Zupa și văd că încă vă mai place. Nu uitați să dați și follow pe Instagram, Mădrin Puta de an 23, nu știu de ce arăt în ambele părți, că n-are sens decât într-o parte trebuie să arăt. Bineînțeles, cred că o să jucăm decât cu Nyx pe acest episod. Poate pe un alt episod o să încerc să-l fac și pe Finn la 1000 de trofee, pentru că este foarte OP, dar să-l duc și la Power 10 ca să fie mult mai OP. Trebuie să strâng eu mai mulți bănuți ca să pot da upgrade și la ceilalți Zubăl, cum s-ar spune. Dar, în mare parte, Nyx este piesa de rezistență pentru acest episod. Îmi place foarte mult la Nyx și Nyx cred că majoritatea dintre voi l-aveți deblocat. Cel mai mult îmi place la Nyx că poate să adune, armele, loot-ul, tot loot-ul de pe jos poate să-l adune dublu față de un caracter normal. Ia să vedem, noi ne spawnăm prin partea aceasta pentru că cred că ar fi cel mai bun loot aici. Dar văd că sunt mulți spawnați. Bine, cam pe toată mapa sunt spawnați mulți. Dacă m-aș duce eu în partea asta, oare m-ar ajuta? Văd că tot se mută dintr-o parte în alta, ok. Hai să luăm prima dată grenada. Bam. Și mi-e cred că dă de la distanță foarte mare, foarte mare de la distanță. Să luăm și arcul, pentru că am nevoie de el. Ok, bam. Aolo, pe bune că am ratat. Ulo, trebuie să fug. Bun. Ce m-am amăsit? Ăștia dau numai după mine. Ia uite încă unul, frate. Bă, ce este, mă, Brawl Stars? Trebuie shotgun neapărat. Oa! Mamă. Ah, trebuie să mă regenerez neapărat. Bă, dar cât healing mai are ăsta, frate? Nu, m-am blocat! Mă blocasem, bro. Vorbesc serios, dă-l încolo de perete. Nici nu l-am văzut. Rapid. Mamă, la fix. La fix mi-am dat healing-ul. Ce meciuri, mă, ce meciuri strânse. Nu vine să cred. Acum nicio problemă, că acum voi sta și mă voi regenera. Sper să nu mai fie cineva prin boschis pe aici. O să-mi dau și scutul, pentru că am părcul acela special de a-mi da regenerare viață. Ok, perfect, gata, e în regulă. Și la momentul de față am decât un healing. Ia uite el pe ăsta. Asta cred că este vulpe? Nu știu de ce am dat healing-ul, nu trebuie să dau healing. Sunt cam rip. Sunt cam rip, băieți, am folosit două healing-uri degeaba, fine, foarte OP. Deci foarte, foarte OP este fin. Cred că la 1v1 bate majoritatea brawlerilor fin detașat. Detașat, băieți. Nu, fin! Trebuie să-mi încarc viața. Sper că nu-i cineva pe aici băgat. Și sunt în shutdown cu Finn. Și cred că o să-mi ia bătaie de la Finn, pentru că pot spune într-adevăr că e contra spra mea. Foai, și are și legendară. Trebuie să o fac tactic. Da, nu m-a omorât. A fost la diferență foarte mică, a avut și legendară, cel mai bun loot din joc și fin. N-am avut ce să fac, efectiv n-am avut ce să fac. 16 trofei și am făcut 952. Ok. Practic dacă aș câștiga eu ambele meciuri, aș reuși să fac 1000 pe Nyx. Și dacă ne mai rămâne timp și nu o să fie episodul foarte lung, o să mai dau un meci și cu fin.
Da, l-am făcut tactic meciul, dar n-am avut ce să fac, efectiv. Uite, la locul 1 de-abia îmi dă 24 de trofei, iar la locul 2 îmi dă 16 trofei. Deci din două meciuri de win, aș face 1000 de trofei, da. Nu, că avem și noi emote-uri. Ok, așteptăm jucători. Oricum, nu putem spune într-adevăr că acum sunt boți, pentru că sunt mai playeri reali. Și ne batem cu playeri reali la momentul de față. Nu putem să spunem în niciun caz că sunt boți toți. Bă, nu pot să intru pe aici deloc prin casă. Bine, trebuie să ocolesc toată casa ca să intru prin ea. Bine, de tot jocule. Bine că am grenadă aici, am și arc în casă. Am luat bunicel și mai este și guardul afară, perfect. Ok, mersi. Bă, dar asta văd că e afec aici. Bă, dar de ce sunt atât de multe vulpi? Hai, bossule, să ne bătem. Nu știu pe unde-i băgat. Pleacă de aici, bă, tu îmi faci mie faze din astea? Îmi faci mie faze din astea, mă? Mă, fraiere. Let's go. Bine, nu cred că trebuia să-mi dau eu ca să... Nu trebuia să dau healing-ul, trebuia să mă regenerez. Ulu! Bă, ești nebun! Man! Vorbesc serios? Are legendară la de unde mama măsii are legendară? Da, sunt cam rip. Trebuie să-mi regenez viața. Am healing, perfect. Nu! Nu! Blană. Ok, hai că am healing acum. Ce nebunie de joc a început să devină și jocul ăsta la trofei mari. Jap, rapid. Nu! Mamă, man! Perfect, și am două healing-uri. Am și scot. Bă, ce bine mi-a dat-o. Ce face ăsta aici, mă? S-a blocat. Grigore! Bă, ești nebun? Bă, cât m-a rezistat ăsta, frate? Cât a rezistat, păi, ești nebun la cap? Doamne, și are două kill-uri, omul nu s-a bătut cu nimeni, frate, cu nimeni nu s-a bătut. Și a rezistat, a dat două healing-uri. Wow, bro, wow. Și fii atent că din nou bug-ul ăla. Ce folos să mai fac eu trofee când bug-ul mă ține pe loc? Spuneți-mi și mie, băieți, spuneți-mi și mie. Aoleu, și le-am trimis mesaj, au zis că o să se ocupe și o să-mi zică când este gata. Să mă duc sus, că avem aici un loot bun. Da, prea multe vulpe, prea multe vulpi, vulpe. Mă, uite-l pe ăsta level 11. Da. Riporaina, trebuie să-mi regenerez viața. Avem un guard aici, trebuie să-l bani neapărat să-mi iau healing. Let's go.
Bun, am scăpat. Am și un healing. O să încerc să mă regenerez din nou. Fără ca să dea cineva mine. Dar ăla de 11, frate, ăla de 11 o să fie o problemă foarte mare. Și pe jocul ăsta contează foarte mult levelul. Extraordinar de mult contează levelul. Ce ai level 11 ăla? Bă, dar uite câtă viață are, mă. De unde are rămas atâta viață la level 11? Ok, am două healing-uri. Deci câtă diferență de viață este între level 11 și level 9, băi. Mamă, și ăla. Trebuie să-mi dau viață neapărat că ăla îmi dă mine. Într-adevăr, jocul a devenit mult mai greu la trofee mari. No way, bro! Ok, o să stau aici ca să-mi încarc viața. Mai sunt încă 3 în viață. Ok, perfect. Hai să ne ducem pe atac. Dar nu știu pe unde să băgați ăsta. E ăsta de level 11. Da, nu, n-am ce să-i fac. N-am ce să-i fac, frate. Ăla de level 11, practic, nu. Jocul ăsta, pot spune într-adevăr că e pay to win. Chiar dacă îmi ziceați unii dintre voi că, bă, am primit gemul și așa mai departe. Da, am primit, dar uitați-vă și voi. Nu am ce să fac. Deci nu am ce să fac, man. Deci diferența de level dintre level 9 și level 11 e foarte mare. Dacă ai level 9, nu e ca pe Brawl Stars, dau exemplu, dacă ai level 9, ești aproape bine. Dacă ai level 7, ești aproape de la de level 9, e doar diferență foarte mică. Nu, aici chiar e diferență foarte mare și ați văzut, s-a simțit și la damage, și la HP, cât HP avea și la tot orice altceva. Dar nicio problemă. Avem pe Bruce aici. O să încerc să iau shotgun-ul, o să încerc să iau arcul din nou, n-a fugit. Ai de capul meu ce knockback mi-a dat. Cam riscant sincer, dar a meritat, sper. Hai să-mi încarc eu viața, stau pe loc să-mi încarc viața. Două meciuri de acum încolo mi-ar trebui ca să fac 1000 de trofee, să nu se mai, gen să nu mai am vreun bug sau ceva. Ca dacă din nou o să dau de bug-ul acela de a nu mi se pune trofee, nu prea mai pot eu să mai fac. Ok, coar legendar. Mersi. You are the best. Am legendară. Am double healing, am tot ce vrea mușchiul meu. O să fug în partea asta. Bă, le joacă ăsta, mă, disperatul ăsta. Hai mă, vină încoa să ne bătem, mă. Hai mă, vină încoa. Nu trebuie să las. Hai mă, vină încoa să ne bătem, mă, să o dăm. O să-și încarce viața. Let's go, frate. Și aici o să stai puțin ca să-mi încarc viața. Păi ce au început oamenii să joace, băi, ești nebun la cap? Ce au început oamenii să știe să joace?
E clar că e ca pe Brawl Stars, la început nu știa nimeni să joace. După aceea, cu cât a înaintat jocul, au început să... să joace din ce în ce mai bine. E o diferență, deci chiar o diferență foarte mare. De la început și până acum e o diferență foarte mare. Deci se simte diferența, băi, se simte diferența de joc. 24 de trofee, zi te rog că nu e bug-ul acela. Și că mi s-a pus trofeele. 963, 987, ok, perfect. Deci mai trebuie încă 13 trofee în cu meci. În cu meci și cam asta a fost episodul. Am zis că mai dau și cu fiind, dar din păcate nu am cum să mai dau cu fiind pentru că bug-ul m-a cam scos. Ăsta ar trebui să fie ultimul meci, băieți. Am dat eu în cu meci, dar nu mi s-a pus trofeele. Nu știu, sper să se rezolve bug-ul acesta în care nu ți se dau trofeele efectiv deloc. Joci, câștigi meci și nu ți se dau trofeele, frate. Foarte frustrantă chestia asta. Dar nu este nicio problemă, dacă voi câștiga meciul acesta, cu siguranță voi face 1000, cred că 1000 plus trofee. Trebuie să joc eu, frate, când filmez un episod să-mi bat piciorul și pe Brawl Stars și pe Zuba mai nou. Când filmez un episod, trebuie să filmez 2 ore, man. 2 ore. Vorbesc serios, mă. Cât să mai fugi de mine? Mă vede cineva? Este guardul pe aici? Ok, hai că mi-am luat un healing și o să mă și regenerez. O să stau să mă regenerez, dar mă vede cineva. Nu știu. Cred că este în... vedeți ăsta de aici? Cred că este cineva acolo. Așteptăm puțin să-mi încarc toată viața. A, nu? Atunci cine mă vedea, mă, frate, mă? Că era ochiul ăla deasupra capului. O fi cineva pe aici prin buși? Nu. Interesant. Ok. Bă, că se bate ei acolo. Parcă aș interveni eu. Un loot destul de bun aici. Oho, și grenade de aur. Perfect. Să vedem pe unde se bat ăștia. Mă ia la de level 10. Uălău, frate, ce mi-a sc... Nu pot să înțeleg cum mi-a scăzut viața asta. Nu pot să înțeleg cum mi-a scăzut viața. Nu pot, nu. Refuz să cred, să înțeleg cum mi-a scăzut atâta viața. Cred că la bomba aia, frate. Oricum e clar că jucătorii sunt din ce în ce mai buni. Vai de capul meu. Bă, ce șmecher joacă ăsta, frate. N-am ce să-i fac. Sunt rip. Singurul lucru să se bată ăștia între ei. Da, într-adevăr, sunt rip. Mamă, ce genial e parkul ăla, frate. Deci fiți atenți, combinație șmecheră. Deci combinație șmecheră, molotov cu bomba aia și dă focul ăla foarte mult. Mamă, cât de șmecheră, o să încerc și eu chestia asta. Important este că am reușit să fac, ia să vedem, 1000, 1014 trofei, ok, am reușit să fac. Deci combinația cea mai bună
Este de Molotov. Bine, că avea și level 10, ce drept. Ăsta, uite, dau exemplu așa, bam, să-l upgradez. Bine, l-aveam level mai mare. Da, uite, o să-mi dau un upgrade. Așa. Cu Nitro Bow, Happy Tree Sun nu avea, dar trebuie să fac eu level 10 neapărat. Și cu Molotov ăsta. Mamă, genial, bro, genial. În fine, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, de abonare. Hai să dăm noi aici echip. Am stat ceva să filmez acest episod din simplu fapt că a fost bug. Uitați-vă, din nou bug. Am avut 1014 trofee, acum am 1004 trofee. Îmi scade trofeele fără să fac nimic, frate, fără să fac nimic. Da, în fine, toate cele bune, nu uitați de butonul de like și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!